Dragă prieten UNICEF, în orice conflict, cel mai mult suferă copiii. Ajung în România după un drum anevoios, după o perioadă de nesiguranță, de teamă, de frică, ascunși în subsolul pe perioade lungi, fără să știe dacă își vor revedea sau nu prietenii. Mamele au nevoie de un respiro, au nevoie să se simtă în siguranță alături de copiilor, au nevoie de protecție și asta este ceea ce vrem să le oferim inclusiv prin înființarea centrelor Blue Dot, care oferă un set minim de măsuri de protecție împotriva diverselor situații mai puțin previzibile. Mamele și copiii au nevoie să se simtă în siguranță, au nevoie de protecție împotriva traficului de persoane, împotriva diverselor forme de exploatare. Centrele Blue Dot au rolul de a oferi un set minim de măsuri de protecție pentru mamă și copil, pentru cei care se refugiază din calea războiului. Cum ar fi? Reîntregirea și reconectarea familiei, consiliere juridică de bază, consiliere psihologică, punct de informare și chiar un loc de joacă pentru copii, în așa fel încât mamele să aibă un respiro, un moment în care să-și adune gândurile după un drum anevoios, plin de peripeții, de multe ori de mii de kilometri până au ajuns în România. Mulțumim fiecăruia dintre voi că ne sunteți alături, mulțumim fiecăruia în parte, copiii au nevoie de ajutor pe termen lung. Vă mulțumim!